Dumnezeu mi-a pus în inimă un cuvânt pentru noi toți în după masa asta și vedeți, fiecăruia dintre noi îi plac reducerile. Nouă ne plac reducerile. Nu? Vă plac reducerile? Mai ales când vine perioada aia din an în care shop-urile lasă prețurile jos, ne pregătim, Black Friday. Ne plac acele momente în care putem să achiziționăm la un preț promoțional, da? Ne place și e așa de plăcut sentimentul să cumperi mult cu puțin. Ați trăit senzația plăcută. Chiar dacă nu mi-am cumpărat niște cărți și am cumpărat mult cu puțin. Și așa de faină senzația când parcă vine să plutești. Am reușit să iau mult cu puțin. Satisfacția asta sporește când vezi că ai câștigat mult pentru că ai ales momentul potrivit să cumperi. Și știți că oamenii deștepți cumpără bocanci vara și sandale iarna. Să știți asta. Asta e principiul bun. Sandalele se cumpără iarna și bocanci se cumpără vara. Dacă n-a știut până acum, să vă orientați. Cine cumpără bocanci iarna, el nu fără necalculat. Întotdeauna trebuie să fii cu un pas înainte. Și în această seară aș vrea să vă vorbesc despre o ofertă promoțională. Dar o ofertă promoțională unică. Și aș vrea să vă vorbesc despre cel mai bun deal, cea mai bună afacere pe care o poate face un om în viața lui. Și, vedeți, e o ciudățenie. Noi oamenii realizăm că suntem mai mult decât trupul ăsta. Sau cred că cei mai mulți am realizat lucrul ăsta, sau dacă nu veți realiza în curând. Că viața este mai mult decât trupul ăsta. Că viața este mai mult decât o anumită aranjare a organelor noastre, o anumită funcționalitate. Noi suntem mai mult decât niște reacții neurochimice. Viața e mai mult decât atât. Omul este mai mult decât atât. Și când realizăm lucrul ăsta, ne dăm seama de un lucru. Că în noi există ceva spiritual, nevăzut, care suntem adevărații noi. Adevăratul tu nu ești ăsta care se vede în exterior, ci cel care este în interiorul tău. Și vă spuneam că trăim un dezechilibru în vremurile noastre. Investim enorm de mult pentru trupurile noastre trecătoare. Și nu-i rău în asta. Dar marea problemă este că nu investim aproape deloc în ceea ce este nemuritor în sufletele noastre. Investim așa de mult în trupul acesta care, vreau să vă dau o veste, indiferent cât de mult te vei strădui să te menții sănătos, indiferent cât vei încerca să te menții tânăr, nu vei reuși decât până într-un punct. Pentru că noi avem o lege scrisă în suflete, în trupurile noastre, care este legea degradării. Ne degradăm în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu a scris această lege, noi să ne îndreptăm spre moarte. Noi suntem niște condamnați la moarte. Știu că sună ciudat, dar asta e realitatea. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, toți vom trebui să dăm față cu această realitate. Și aș vrea să vă propun o afacere, o ofertă, dar o ofertă care are de-a face cu investiția în suflet. O investiție care să rămână. De-aia vreau să vă propun o ofertă din partea lui Dumnezeu și am numit-o ofertă irezistibilă. O ofertă care, în fața căreia nu poți rezista. Nimic din ce e fizic nu poate umple sufletul, deși noi ne mințim în fiecare zi. Golul nostru, de fapt, nu e un gol fizic, ci un gol sufletesc. Oamenii aleargă nu să-și stâmpere un gol fizic, ci un gol sufletesc. Dorința interioară de satisfacție nu-i fizică. Chiar dacă noi o percepem la nivel fizic, nu, dorința e sufletească. Și noi suntem mințiți în fiecare zi că dacă vom satisface fizicul, sufletul nostru va fi satisfăcut. Dar nu-i deloc așa. Ci din potrivă, cu cât alegi mai mult să oferi satisfacție fizică, cu atât te trezești mai gol, mai însetat, mai fără speranță, mai fără nimic. De aceea,
am pentru dumneavoastră din Scriptură o ofertă a lui Dumnezeu, o ofertă irezistibilă și vă chem să vă deschideți urechile și inima și să auziți. Isaia 55, versetul 1 zice așa: voi, toți cei însetați, veniți la ape. Chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Oferta lui Dumnezeu, oferta lui Dumnezeu într-o lume consumeristă, mă gândesc de multe ori că în Anglia asta, dacă n-ai bani, n-ar o să ieși din casă. Nu vi s-a întâmplat? Deci dacă ai mutat mașina din loc, trebuie să-ți cauți banii, să-ți plăcești parcarea, altfel e ca nasol. Deci dacă n-ai bani în buzunar, n-ar o să ieși din casă. Mai bine stai în casă că... Deci când ai ieșit pe poartă, deja te costă ceva, urmează, undeva trebuie să plătești ceva. O parcare, o amendă, o ceva plătești, de undeva... Și ce e interesant e că îți iau bani de porție, de pe ceas, telefon, nu contează, numai să-ți ia, n-au treabă. Dă-n coș, tot ce ai, ok. Dar avem o ofertă a lui Dumnezeu care este ciudată în felul ei. Într-o astfel de lume ca a noastră, Dumnezeu zice: voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Dumnezeu are o ofertă și oferta lui Dumnezeu este compusă din hrană sufletească. Dumnezeu este gata să sature pe orice om, pe oricare din voi care sunteți în după masa asta. Dumnezeu are suficient să ne sature pe fiecare din noi și mai mult decât orice, Dumnezeu oferă totul gratuit. Dumnezeu nu vrea nimic de la tine. Dumnezeu nu-și cere nimic. Dumnezeu vrea să-ți ofere totul, să-ți ofere liniște, să-ți ofere pace, să-ți ofere ceea ce inima ta caută. Pentru că spunea fericit Augustin, golul din noi are forma lui Dumnezeu. Acolo poți să pui relații, poți să pui, nu știu, ce vacanțe, ce lucruri materiale, ce posesiuni, nimic nu-ți umple golul interior. E o iluzie pe care o trăim toți. Că dacă vom avea mai mult, vom fi fericiți. Și nu suntem. Nu suntem. Ți-ai făcut o casă. După ce ai intrat în ea, te-ai străduit. Drumul a fost interesant. Dacă ai intrat în ea, îți dai seama că nu a fost ce te-ai așteptat. Ai crezut că vei fi superant, că vei sări în sus în fiecare zi cu ai. Și după a treia săptămână, pică țigla, să mai spart o țeavă, îți dai seama că mai e de investit. Asta e viața. Și în acest context Dumnezeu promite hrană pentru suflet fără să perceapă nimic în schimb. Numai că noi avem o problemă, noi nu suntem obișnuiți cu gratis. Și vă spuneam, noi mai ales care locuim aici, nu știm ce înseamnă gratis. Înseamnă când zice ceva gratis, deja tot se uită, stai un pic și după, ce vrea omul? Discutam, cred că, cu Sandu și zicea să te... El încearcă să-mi facă training aici în Anglia, eu mai nou. Și ce auzi, să te sperii de orice om zâmbitor. Ăla care zâmbește prea tare, ăla să fugi de el. Nu, acum am trăit-o și eu pe pielea mea după câteva luni. Așa e, nu. Și noi nu suntem obișnuiți cu gratis, cu zâmbet larg. Pentru că noi avem senzația că sub asta urmează ceva. Și deja când auzi, Dumnezeu îți dă totul gratis. Încep să te întreb, stai un pic, nu vrea nimic? Chiar nimic? Eu nu cred. Chiar nimic să nu vrea Dumnezeu? Și toți deja începem să căutăm prețul ascuns, să vedem de fapt unde se ascunde, ce vrea Dumnezeu cu asta. Cum adică să dea totul gratis? Și ascultați ce zice Scriptura în versetul 2 și 3. Ascultați prețul. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați. Și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Dumnezeu ne vorbește și ne arată prețul. Prețul știți care e? Să fii dispus să asculți. Dumnezeu te cheamă să-ți umple viața.
De fapt, despre asta e seara asta. Să-ți umple viața Dumnezeu, la asta te chemăm. Să trăiești ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Belșug sufletesc. Zice Scriptura că cine are inima mulțumită are un ospăț necurmat. E o veșnică sărbătoare în casa omului cu sufletul împlinit. De ce la tine nu-i? Pentru că problema nu e exterioră, că tu poți să pui pe masă tot ce-ți dorește trupul. Dar în inimă n-ai. De acolo tu nu prea ai ce da. Acolo e secetă. De-aia Dumnezeu are pentru tine ceva cu adevărat bun, cu adevărat satisfăcător. Dumnezeu vrea să-ți umple sufletul. Dacă să ajungi acolo, Dumnezeu își cere un singur lucru. Să fii gata să primești. Să fii gata să primești. O vreme m-am implicat în organizarea unei conferințe de oameni de afaceri. Și am găsit câțiva oameni dispuși să plătească totul, numai să vină oamenii de afaceri. Când ne auzau că e gratis, nu interesa pe nimeni. După aia ne-am prins în al doilea și al treilea. Bă, nu-i bine, ce să facem? Punem 100 de euro pe cap. Când am pus 100 de euro pe cap, s-a umplut sala. Cum avea senzația că dacă plătește, e ceva. Dacă dă ceva, atunci merită. De fapt, tot era achitat dinainte. Dacă să poți aduce, trebuia să-l pui să plătească. Nu, și făcea mâncare mai din belșug, dar nu era nimic în plus. Era același lucru. Așa suntem și noi de multe ori. Crezând că dacă noi oferim ceva, dacă noi facem ceva, cu adevărat atunci e ceva valoros, dar Dumnezeu nu are nevoie de eforturile tale. În mântuire, Dumnezeu nu are nevoie de eforturile tale, de faptele tale bune, de efortul tău de a te mântui. Dumnezeu te cheamă și te cheamă să asculți și să fii gata să primești. Ascultați-mă, zice Dumnezeu, și veți trăi. Dar ascultarea este strâns legată de credință. Pentru ca să poți asculta și să acționezi, trebuie să crezi în ceea ce asculți. Că e o mare diferență între a asculta și a auzi. Multe lucruri auzim, dar puține ascultăm. Nu? Multe lucruri trec pe lângă urechile noastre, dar pleacă așa cum au venit. E o mare diferență între a auzi și a asculta. Și ascultarea are de-a face cu credința a ceea ce auzi. Pentru ca să poți acționa, trebuie să crezi pe cel ce vorbește. Și Dumnezeu te cheamă să crezi în ceea ce El spune. Dacă vrei să beneficiezi de această ofertă a lui Dumnezeu, trebuie să crezi că El este gata să ți-o dea și să pășești înspre El. Prețul e ascultarea. Știu că pare un preț ieftin, dar vreau să vă spun ceva. Cu toate că pare un preț ieftin, este foarte greu să-L oferim. E foarte greu să te hotărăști să asculți de Dumnezeu. Foarte greu. De câte ori ne-ai zis, gata, mă întorc la Dumnezeu, îmi schimb viața, voi fi alt om, și n-ai făcut-o. Nu pentru că cineva te-a împiedicat, ci pentru că n-ai fost gata cu adevărat să o faci. Pentru că n-ai vrut să asculți. Trăim o viață de risipă și fără împlinire, dar cu toate astea ne este greu să ascultăm de Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu e gratuită. Dumnezeu ți-o poate da și ție doar dacă ești dispus să asculți. Doar dacă ești dispus să mergi pe drumul lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, de ce, versetul 2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Dumnezeu are oferta asta de 2000 de ani și oamenii tot caută în gunoi. Tot caută în gunoi. Îmi povestea fratele Viorel Pașca, fotra lui duminica trecută, că i-au adus de pe stradă, nu știu, a stat deja vreo 3-4 ani deja în centru de la Dumbrava, un fost boschetar. Avea tot ce trebuie, mâncare, haine, în fiecare zi totul rezolvat. Dar el în fiecare zi căuta în gunoi. Era tomberon și căuta în gunoi. Și eu zic, nu trebuie să-l întrebam, omule, dar ai mâncare destulă, ai tot ce vrei, de ce mai cauți în tomberon? Iubitul meu, vreau să spun că așa arătăm și noi de multe ori. Dumnezeu e gata să ofere suficient pentru suflet. Dar uite la tomberon, ne duce. Poate vei găsi acolo ce? Lături. Ai fost acolo de atâtea ori, ai văzut că nu este nimic, ai venit de acolo de atâtea ori frânt, de atâtea ori doborât și totuși tot acolo te duci. Pentru că e greu să asculți. De-aia Dumnezeu își cere, dacă vrei să te sature, să asculți. Să asculți. Fii gata să plătești prețul ascultării ca să beneficiezi de oferta irezistibilă a lui Dumnezeu.
Dumnezeu are o ofertă care nu se compară cu oferta lumii. Dumnezeu e gata să te sature. Condiția lui e una simplă. Să asculți. Să fii dispus să te oprești la un moment dat, să nu mai te duci înapoi, să nu mai cauți în altă parte și să accepți că El este suficient. Suficient. Dar vreau să-ți mai aduc aminte un lucru. Că oferta nu este nelimitată. Noi ne-ar place ca Dumnezeu la nesfârșit să se poarte cu noi cu bunătate. Vreau să spun că nu e adevărat. Evanghelia completă înseamnă să vă spun și lucrul ăsta. Ascultați și ce versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Asta presupune că va veni o vreme în care Dumnezeu nu va mai fi ușor de găsit. În care nu va mai fi aproape. Dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, să ai parte de salvare, de o viață nouă, de un drum nou, trebuie să înțelegi astăzi că Dumnezeu este cu oferta Lui într-un timp limitat. Într-un timp limitat. Oferta lui Dumnezeu e limitată. Pe Dumnezeu nu-L vei găsi când vrei tu, ci când El e dispus să-L găsești. Mulți oameni au teoria asta. Doamne, mă voi pocăi, mă voi întoarce la Dumnezeu, mă voi schimba la anul. Anul ăsta, săptămâna viitoare. Mai amân eu un pic și o rezolv și pasta și mă pun în regulă. Iubitul meu, te înșeli. Te înșeli. Pe Dumnezeu nu-L găsești când vrei tu, ci când se lasă găsit. Ascultă-mă bine. Pe Dumnezeu nu-L găsești când vrei tu, ci când se lasă găsit de tine. Și ce întreabă omul lui Dumnezeu, Iov? Unde o să-L caut? Unde o să-L găsesc? Dacă nu se lasă descoperit, unde aș putea să-L caut? La capătul pământului? Unde aș putea să merg și să-L găsesc? Iubiții mei, pe Dumnezeu nu-L poți găsi când vrei tu, ci când se lasă descoperit. Și spunea prorocul Ieremia din partea lui Dumnezeu, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Avem o înțelegere greșită a faptului că Dumnezeu ăsta care ne iubește, care are oferta asta irezistibilă, o va avea pentru totdeauna. Nu e adevărat. Unora Dumnezeu le dă mii de șanse să se mântuiască. Poate voi sunteți unii din aia. Altora Dumnezeu le dă una singură. Una. Una. Am auzit despre oameni care au auzit Evanghelia și au avut șansa să se mântuie și n-au făcut-o și în drum spre casă au murit. Una. Una. Unora Dumnezeu le dă harul să audă zeci de predici. Altora, nu. Și îți mai spun ceva. Dumnezeu îți dă harul să crezi. Că dacă depășești momentul ăla în care Dumnezeu te cheamă, s-ar putea să mai trăiești 80 de ani liniștiți. Dar să nu mai auzi niciodată glasul lui Dumnezeu care să-ți vorbească în interior. Vino. Îți vei duce viața liniștită, vei duce pe cărările tale, vei trăi ca un om normal, dar glasul lui Dumnezeu în conștiință nu-l vei mai auzi niciodată. Pentru că Dumnezeu are o vreme, un timp limitat. Biblia vorbește despre ziua mântuirii, nu despre săptămâna mântuirii, despre ziua mântuirii. Chemați-L, zice Scriptura, câtă vreme este aproape. Căutați-L câtă vreme se poate găsi. Ieșind după masa asta la biserică, aș vrea să spun, e un timp potrivit să-L cauți pe Dumnezeu. E un timp potrivit să te mântui, e un timp potrivit să schimbi viața. E un timp potrivit să iei hotărâri noi. E un timp potrivit să accepți oferta lui Dumnezeu. Lumea asta nu poate să-ți ofere nimic. Nimic. Totul e iluzie. Și vă spuneam de multe ori, când mă uit la oamenii societății noastre, văd de fapt niște oameni într-un pustiu, însetați, aleargă în oaze iluzorii, crezând că vor primi ceva. Și când ajung acolo, descoperă că nu-i de fapt nimic. Că e iluzie. Nu mi se pare ciudat că într-o lume în care poți să faci orice, oamenii trăiesc cea mai mare dramă a vieților, sunt tot mai legați, sunt tot mai depresivi, sunt tot mai singuri. Într-o lume a socializării, noi suntem singuri. Într-o lume în care ai în jurul tău conturi cu 5.000 de prieteni, tu n-ai pe nimeni cu care să te plimbi seara într-un parc.
E o iluzie, dragii mei prieteni, tot ce trăim. Și în lumea asta iluzorie, Dumnezeu are ceva concret. Să te sature cu adevărat. Tu ești înfometat, aia e problema ta. Sufletul tău e flămând și caută. Singurul care îți poate satisface setea și foamea interioară este Dumnezeu. Accept oferta Lui. Dar nu uita, oferta e limitată. Nu la nesfârșit vei putea să beneficiezi de ea. S-ar putea ca mâine sau de astăzi Dumnezeu să nu-ți mai vorbească niciodată. N-ai făcut contract cu Dumnezeu și Dumnezeu nu ți-e dator cu nimic. Cu nimic. Dacă Dumnezeu de astăzi decide să nu-ți mai vorbească niciodată, n-ai ce să faci. Ți-a dat șansa. Salvează-te. De multe ori, știți cum arătăm de multe ori? Ca niște oameni care se neacă în mijlocul oceanului. Sunt naufragiați. Dar aleg ei soluția de salvare. Bă, omule, dacă realizezi că mori, te agheți de prima. Nu aștept, da, poate prinde următoarea barcă, mai stau alea ca cică, mai uite, mai rezist un pic, nu-s chiar așa înghețat, mai poate o oră mă mai duc. Dragii mei, e o iluzie. E o iluzie. Oferta lui Dumnezeu este limitată. Spuneam că este oferta lui Dumnezeu irezistibilă, are un preț, ascultarea. Este condiționată ca timp, dar mai are o condiție. Versetul 7, ascultați și ce Scriptura. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ca să poți beneficia de oferta lui Dumnezeu, trebuie să asculți în primul rând, să pășești înspre El. Dacă când ajungi la El, dacă vrei să te saturi, Dumnezeu îți cere un lucru. Și ce cere? Să te lași de viața veche. Spunea Domnul Iisus că nimeni nu pune vin nou în burduf vechi. De ce? Că n-are sens. În momentul în care pui vin nou în burduf vechi, deja poți să pui ceasul, și în câteva zile e pe tot pereții din bece. Nu mere. Exact așa e un om care vine la Dumnezeu cu jumătăți de măsură. Doamne, vreau astăzi să simt eliberare, vreau astăzi să mă bucur de iertarea Ta, dar de mâine mă apuc înapoi pe drumul meu. Nonsens. Nonsens. Dacă vrei cu adevărat să vii la Dumnezeu, să beneficiezi de umplerea Lui, de sufletul, ca sufletul să fie satisfăcut cu adevărat, trebuie să intri total. Total. Să spui, Doamne, sunt gata să intru all in cu totul. Nu las nimic afară. Dacă nu, Dumnezeu nu are ofertă pentru tine. Dacă nu ești dispus să mergi total, Dumnezeu nu are nimic pentru tine. Oferta lui Dumnezeu este pentru oamenii care sunt dispuși să lase totul. Dar poate vei zice, bun, eu las totul, dar dacă las totul, o să se spere Dumnezeu de cât am făcut. Și ce Scriptura? Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Oricât de multe păcate ai făcut, oricât de grave sunt, Dumnezeu are o soluție pentru ele. Jertfa lui Iisus Hristos. Dacă te pocăiești. Și pocăința nu înseamnă să aderi la o denominație religioasă. Dacă tu treci de pe registru bisericii voastre, ortodoxe, catolice, reformate, baptiste, pentecostale, pe registru bisericii Sfânta Treime, nu se întâmplă nimic. Absolut nimic. Dar dacă vin după masa asta și spui, Doamne, vreau și îmi pare rău de tot ce-am făcut, mă doare ce-am făcut, mă zdrobesc înaintea Ta, iartă-mă. Atunci Dumnezeu îți ia povara și o iartă. Ai putea să pleci de aici un om liber. John Bunyan, o stat la Bedford, în departe, vizitați-i casa memorială, merită.
O scris o carte, Călătoria creștinului. Și știți cum îl imaginează John Bunyan pe călător, pe creștin? Ca unul care umblă cu saci în spate. Și acum dacă ai vedea un om că umblă toată ziua cu saci în spate, zice la un moment dat, mă, omule, ce e cu tine? Vreau să spun ceva, din punct de vedere spiritual așa arătăm și noi. Dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii să ne vedem unii pe alții, poate ai vedea câte tone cari, cum te ești gârbovit. Pentru că păcatul aduce asupra noastră vinovăție, rușine, povară. Și fiecare păcat pe care îl facem nu face decât să gârbovească sufletul nostru. Să-l adâncească tot mai mult. De aceea Dumnezeu are pentru tine o soluție după masa asta. Pocăiește-te. Vino la El și spune, Doamne, îmi pare rău. Iartă-mă. 1 Ioan 1 cu 9 zice, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă îți pare rău din inimă, Dumnezeu te iartă. Dar oferta Lui e limitată. Eu nu știu dacă mâine va fi o astfel de zi pentru tine, dar astăzi pot să spun că astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu în conștiința lui, vreau să spun ceva încă de la început. Cuvintele astea care ajung în inima ta și te miști, că nu-s cuvintele mele, oferta nu e a mea, eu-s doar un poștaș. Eu doar ți-o aduc. Oferta e a Lui. El te mișcă. El e Cel care pătrunde în mintea și în inima ta și lucrează și te provoacă și Duhul Sfânt e Cel care începe să lucreze în timp ce auzi aceste lucruri. Nu-s eu. Nici nu mi-am propus să fiu persuasiv, ci mi-am propus să-ți spun adevărul. Adevărul ăsta. Dumnezeu are o ofertă, te cheamă să o primești, ascultând, crezând în ceea ce El face. Îți aduce aminte că timpul e limitat, nu-i timp mult. Astăzi. Și dacă vrei să beneficiezi, trebuie să fii dispus să te pocăiești. Dar pocăință mai mult decât cuvinte. Zice Scriptura despre doi oameni care s-au oferit la templu, în Luca 18, un fariseu și un vameș. Fariseu a început să se laude cu cât e de mare, de pocăit, de credincios, ce disciplină spirituală are, el postește, el dăruiește. Și vameșul stătea lângă el jos, bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mie păcătosul. Și Hristos întreabă, care din ei credeți că se duce acasă să o cotine neprihănit? Care? Hai să vă aud, care? Niciunul. Pentru că dacă sunteți acolo atenți la text, zice mai degrabă. Și asta înseamnă probabil. Dacă vameșul după ce a ieșit din templu bătându-se în piept, Doamne, milă de mie, păcătos, s-a întors înapoi la vamă și la viața lui veche și la petreceri și la... N-are niciun sens. Iubitul meu, n-are rost să plângi și să jelești în biserică după masa asta, ca apoi, după ce pleci de aici, să începi de la capăt. N-are nici un sens. Niciun sens. Sunt unii oameni care la biserică plâng să vaită și de luni aceeași viață. Aceeași viață. La ce sens? Iubitul meu, Dumnezeu nu e impresionat de cuvinte. Dumnezeu vrea o inimă curată. O inimă sinceră. Dacă vrei să beneficiezi de oferta mântuirii, trebuie să fii sincer total. Cuvintele n-ajung. Și vreau să închei spunându-vă ce urmărește Dumnezeu cu oferta asta. Că poate vă întrebați, bun, Dumnezeu oferă gratis totul. Eu doar trebuie să cred, să mă pocăiesc, să înțeleg că e limitat, dar de ce face Dumnezeu asta? Hai să citim împreună. Versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Căci cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să hrănească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini judecățile mele.
Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dearurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic și nepieritor. Planul lui Dumnezeu cu omul este peste înțelegerea ta și a mea. Noi nu înțelegem de ce Dumnezeu e așa de bun, de ce ne iubește necondiționat, de ce oferă totul gratis. Chiar dacă nu-ți pot explica și nu-ți poți explica cum face Dumnezeu din tine un alt om, că poate zici, bun, eu vin la Dumnezeu în seara asta, dar eu-s legat, fumez, mă droghez, sunt curvar, sunt legat de pornografie, de masturbare, sunt într-o relație ciudată, n-am bani, n-am niciun viitor, sunt depresivă. Ce poate face Dumnezeu cu mine din seara asta? Dar vreau să spun ceva. Tu nu-ți poți imagina. N-ai cum. N-ai cum. Dumnezeu te cheamă la El. Dar ce urmează, tu nu-ți poți imagina. N-ai cum. N-ai cum. Gândurile lui Dumnezeu sunt așa de diferite de gândurile noastre. Și zice Dumnezeu, nu te chinui, că gândurile mele față de gândurile tale nu se întâlnesc. Eu gândesc atât de diferit. Atât am pentru tine că nu-ți poți imagina. Bazează-te pe El. Bazează-te pe El. Încrede-te în planurile Lui cu tine. Spune, Doamne, uite, mă uit la oferta asta și mă șochează. Vreau să pășesc cu tine și mă las în mâna ta. Mă las în mâna ta. Îți dispus să mă încred în drumul pe care l-ai cu mine. Mă încred în planurile tale pentru mine. Zice Scriptura căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod. Cuvântul care îl are Dumnezeu pentru tine, care în Scriptură îți poate da viață. Avem o imagine în Scriptură și am cântat despre ea după masa asta, despre valea de oase a lui Ezechiel. Dumnezeu îl duce pe Ezechiel într-o vale, într-o vedenie, să vadă o vale plină de oase. Și îl întreabă Dumnezeu, mai este vreo speranță pentru oasele astea? Și Ezechiel zice, Doamne, nu să știu. Așa cum mă uit după evaluarea mea, zice, oase uscate. Dar aici viață în veci. Dar tu știi, tu ești Dumnezeu, tu poți face orice. Și Dumnezeu vorbește lui Ezechiel și ce Ezechiel spune? Vânturi suflați și aduceți viață peste oasele astea. Și după ce Dumnezeu ridică din nimic și zice Dumnezeu, asta e de fapt țara lui Israel. Niște oase uscate. Dar eu, Dumnezeu, le pot da viață din nou. Poate stând după masa asta, te uiți la viața ta și nu vezi decât niște oase uscate. Lipsă de viață, ai încercat să te schimbi și n-ai putut, ai încercat să faci mai bine și nu ți-a ieșit nimic, din potrivă poate ai ajuns mai rău, ci zici, nu se mai poate face nimic, vreau să spun da, tu nu poți face nimic. Dar Dumnezeu are puterea să te schimbe. Dumnezeu te poate transforma. Dumnezeu îți poate da o viață nouă. Dumnezeu te poate ridica din căderea ta. Și ascultați ce zice Dumnezeu. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dearurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinilor va fi mirtul, un copac care era folosit pentru parfum. Imaginați-vă scenariul ăsta, eu îi spun câmp și numai spini, numai mărăcini și într-o dată Dumnezeu face o pădure de stejari și mirți. Parfum. Tu nu-ți poți imagina. Reabilitarea pe care Dumnezeu o poate oferi este dincolo de orice imaginație. Sunt mulți oameni care au fost așa cum sunteți și voi
Și eu am fost cum sunteți voi. Fără speranță, fără pace, fără bucurie. Și zici, cum să mă inund de toate astea? N-ai cum să-ți explici. Reabilitarea e dincolo de mintea ta, dar Dumnezeu o poate face. Asta e oferta irezistibilă a Harului Dumnezeu. Dumnezeu e gata să sature sufletul. Așteaptă să-L crezi. Să asculți, să-L crezi. Așteaptă să înțelegi că nu vei putea beneficia de aia nesfârșit. Și cel mai tragic lucru ar fi să pleci de la biserică din seara asta și Dumnezeu să nu-ți mai vorbească niciodată. Citeam în Talmud, cu ceva timp în urmă, despre șarpe. Știți că Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe și a zis să te târăști pe burtă și țărâna să-ți fie hrana. Și întrebau rabinii, ce blestem e asta? Să nu mai trebuie să lucrezi, să nu mai chinui să vânezi, oriunde ajungi, tu să ai hrană. Pământ. Să saturi cu pământ. Nu, asta ar fi raiul. Să faci ce vrei și oriunde ajungi, tu bagi o gură de pământ și ești. Și ziceau ei, de fapt, blestemul e să ai tot ce vrei pe lumea asta. Să te hrănești cu pământ, să nu să ai din belșug oriunde mergi. Dar Dumnezeu să nu mai aibă nicio treabă cu tine. Ăsta e cel mai mare blestem care ți se poate întâmpla. Să continui să mergi în lumea asta, să ai de toate, să ai bani, să ai realizări, să ai familie, să ai copii, să ai de toate, dar Dumnezeu să nu mai aibă treabă cu tine. Ăsta e cel mai mare blestem care ți se poate întâmpla. Să zică Dumnezeu, gata, pe El nu-L mai chem niciodată. Gata. Gata. Ăsta e blestem care ți se poate întâmpla. Dar ți se poate, dacă nu înțelegi că oferta e limitată astăzi, că mâine s-ar putea să zică Dumnezeu pe el gata. Condiția lui Dumnezeu să te pocăiești, să-ți pară rău, și reabilitarea e treaba lui. Zice Dumnezeu, lasă-te de calea ta, vină la mine că vreau să te iert. Spui, dă-mi bun și după aia, Doamne, lasă asta în seama mea, zice Dumnezeu. Reabilitarea lasă-o în seama mea, că gândurile mele nu-s gândurile tale. Planurile mele nu-s planurile tale. Eu, Dumnezeu, fac să iei viață din nou. Cuvântul lui Dumnezeu te poate reabilita și te poate face înfloritor și plin de viață. Plin de pasiune. Să cânte drumul înaintea ta, atâta bucurie să ai. Să experimentezi pacea pe care n-ai trăit-o niciodată. Bucuria pe care n-ai putut să o imaginezi. Și toate astea, doar dacă spui, Doamne, sunt gata să accept. Ce ofertă mai vrei? Irezistibilă. Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie. Doar să vrei și să fii gata să te pocăiești. Dar știți care e tragedia? În Ioan capitolul 3 zice Scriptura că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Asta e marea tragedie. Dumnezeu are totul, îți dă totul și tu să iubești mai mult lăturile. Gunoiul lumii, de unde vii? Nu ai nimic nu ai. Vii din lume și ești gol, ești rănit, ești frânt, n-ai nicio satisfacție. Dar ce mai mare tragedie ar trebui decât să te întorci din seara asta, din nou la gunoiul lumii? Să refuzi oferta lui Dumnezeu și să mergi înapoi acolo de unde ai venit. Să n-ai nimic. Asta ar fi adevărată tragedie. Și ține minte, cel mai mare blestem este să ai de toate și Dumnezeu să nu mai aibă nicio treabă cu tine. Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să închei în seara asta, dar n-aș vrea să închei înainte să-ți dau ocazia. Să-ți dau ocazia să accepți oferta lui Dumnezeu. Și dacă ești aici și Dumnezeu ți-a vorbit și dacă aceste cuvinte au fost pentru tine și inima ta vibrează și știi că Dumnezeu ție ți-a vorbit, vreau să faci ceva în seara asta. Să pășești aici în față și vreau să mă rog pentru tine. De ce în față?
Pentru că Dumnezeu nu discută cu nimeni de la egal la egal. Dumnezeu discută cu cei care-s gata să se smerească când vii la El. Când Dumnezeu te întâlnește, primul lucru care face cu tine e să te smerească, să recunoști că ai nevoie. De-aia te chem în față. Că Dumnezeu vrea să vadă că ești dispus să recunoști că ai nevoie. Și dacă ești aici, noi intrăm în rugăciune, eu voi cobor jos și vreau să ne rugăm pentru tine. Hai să ne rugăm.